Drumul dintre Cap Formentor și Sacalobra este considerat unul dintre cele mai spectaculoase din Mallorca. De la Cap Formentor până la Sacalobra, traseul se desfășoară pe o distanță de aproximativ 60-70 de kilometri și durează în jur de 2-3 ore în funcție de condițiile de trafic și de opririle pentru a admira peisajele. Întreagă fie spus, bicicliștii de duminică sunt în mod tacit considerați de marea majoritate a șoferilor ca fiind o pagoste. Încurcă teribil traficul, străzile fiind aproape la limită de îngustă. De la Cap Formentor se merge pe drumul MA-2210 spre sud și se trece prin Puerto Poyensa, un oraș pitoresc de coastă. De la Puerto Poyensa se merge pe drumul MA-2200 până se ajunge la MA-10. MA-10 este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai pitorești drumuri din Mallorca, trecând prin munții Sierra de Tramuntana, care sunt parte din patrimoniul mondial UNESCO. Pe parcurs se trece și prin orașele Iuc și Escorca. De pe drumul MA-10 se merge pe drumul MA-2141, care coboară spre Sacalobra. Acesta este un drum renumit pentru serpentinele sale dramatice, inclusiv faimoasa curbă de 270 de grade, cunoscută sub numele de Nudo de la Corbata, în traducere Nodul de la Cravată. Drumul este îngust și sinuos, dar oferă priveli spectaculoase asupra munților și a văilor. În drumul spre Sacalobra se trece și prin Penial del Caval Bernat, o stâncă proeminentă și ascuțită, care se înalță dramatic deasupra peisajului înconjurător. Stânca este cunoscută pentru forma sa distinctivă și verticalitatea sa, fiind un punct de reper ușor de recunoscut în regiune. Tot pe acest drum, MA-2141, este și un tunel rutier relativ scurt, ce asigură trecerea printr-o porțiune mai îngustă și accidentată a munților. Tunelul oferă o cale sigură și rapidă pentru vehicule, evitând serpentinele abrupte și periculoase ale munților. Sacalobra este o mică localitate situată pe coasta nord-vestică a Mallorcăi, faimoasă pentru plaja sa izolată și accesul dificil, care o fac a fi o destinație de vis pentru cei care doresc să se bucure de frumusețea naturală a insulei. Plaja din Sacalobra este o mică porțiune de nisip și pietriș, încadrată de stânci înalte și abrupte. Apa este limpede și ideală pentru un not și snorkeling. La câțiva pași de Sacalobra se află intrarea în defileul Torrent de Pareis, un canion spectaculos care se deschide în mare. Este un loc ideal pentru drumeții și explorări, oferind peisaje naturale uimitoare. Drumeția prin canion poate fi dificilă și necesită echipament adecvat și pregătire fizică. Există două tuneluri dedicate pietonilor care le permit acestora să acceseze mai ușor plaja Sacalobra și defileul Torrent de Pareis.
Aceste tuneluri au fost săpate în stâncă și sunt destul de înguste și răcoroase, oferind o experiență unică de traversare. Primul tunel pentru pietoni conectează parcarea și zona de restaurant cu zona plajei Sacalobra. Tunelul este bine iluminat și oferă un pasaj sigur pentru turiști, evitând traficul rutier intens. Al doilea tunel este ceva mai lung și trece prin stâncă pentru a oferi acces direct la plaja Torrent de Paris. La capătul acestui tunel se deschide o priveliște spectaculoasă către defileul Torrent de Paris, unde stâncile abrupte se întâlnesc cu apele turcoaz ale mării. Tunelul este de asemenea iluminat și are balustrade pentru siguranță, asigurându-se că turiștii pot traversa în condiții de siguranță. Aceste tuneluri sunt mai mult decât simple căi de acces. Ele adaugă un element de aventură și descoperire în călătoria către Sacalobra, oferind turiștilor oportunitatea de a explora peisaje spectaculoase și de a se bucura de frumusețea naturală a Maiorcăi. Drumul dintre Cap Formentor și Sacalobra, precum și plaja Sacalobra, oferă o experiență de neuitat datorită peisajelor impresionante și a oportunităților de aventură și relaxare.